Astăzi, în sala de ceremonie a Palatului Comunal, a avut loc festivitatea de conferire a titlului de cetățean de onoare al municipiului Buzău, călătorului în Opinci, Dumitru Dan. Titlul i-a fost acordat post-mortem și a fost înmânat nepotului acestuia, Cristian Sârbescu. Singurul român care a apucat să povestească tot ce s-a întâmplat în periplul călătoriei de 100.000 de kilometri pe jos. În general, a vorbit foarte frumos despre ce s-a întâmplat în această călătorie de 100.000 de kilometri, tot ce a văzut și a făcut chiar și însemnări. Ceea ce e interesant, că se întreținea prin spectacole de cântece și dansuri românești, a tocit nu știu câte perechi de opinci, a schimbat nu știu câte costume, în special un costume, am văzut și costum de călușar, oricum a dus faima României pe toate meleagărurile pe unde a călătorit. Și împreună cu alți colegi, încă trei români, s-au hotărât să se înscrie. Condițiile concursului era să plece din capitala țării lor și să parcurgă pe jos cel puțin 40.000 de kilometri, adică circumferința Pământului, Terii. El a plecat, în 1910 au plecat românii noștri și din cei patru a rămas singur să continue călătoria, doi au murit, unul a rămas în Statele Unite, i-a amputat picioarele din cauza degerăturilor. Și el a continuat singur. Dintre cetățenii de onoare ai Buzăului, doi au fost remarcați pentru activitatea lor și în special pentru cea din anul 2014. De aceea au fost propuși pentru titlul de Omul Anului 2014 și au primit acest titlu la ceremonia de astăzi. Se conferă lui Florentin Popescu și lui Valeriu Șușnea. Cei doi oameni ai anului 2014 sunt scriitorul și publicistul Florentin Popescu și artistul plastic Valeriu Șușnea, președintele filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Eu, de mai bine de 50 de ani, am popularizat prin lucrările mele literare Buzăul ca oraș și locuitorii lui sub toate formele. Buzăul reprezintă rădăcinile mele și de rădăcini niciodată nu te poți desprinde, chiar dacă un copac își întinde ramurile, mai mult sau mai puțin îndepărtat în văzduh, rădăcinile rămân la locul lor. Este o onoare pentru mine că, mă rog, primesc acest titlu și consider că, în primul rând, aceste titluri vin să mănâncheze o activitate, atât în domeniul artelor plastice, pentru că, iată, sunt câțiva ani buni de când organizez, curatoriez expoziții, nu mai vorbim de tabere de creație, și în egală măsură și activitatea de dascăl la Liceul de Artă, cu rezultatele, cel puțin pentru că e vorba de anul 2014, rezultate foarte bune în plan, hai să-i spunem, cel puțin a olimpiadelor și concursurilor naționale. Scriitorul Florentin Popescu a primit acest titlu de recunoaștere la două zile după ce a sărbătorit împlinirea a 7 decenii de viață. În continuare a urmat festivitatea de premiere a tuturor celor 61 de cetățeni de onoare ai orașului, oameni care s-au distins prin activitatea lor de o viață în beneficiul municipiului Buzău și al concetățenilor.